De ce cred că ceea ce este inexplicabil poate fi explicat? Să presupunem că ceea ce este inexplicabil nu poate fi explicat. Nici o persoană informată nu ar pretinde că ar fi capabilă să explice pe deplin toate dificultățile biblice. Cu toate acestea, este o greșeală ca un critic să presupună, prin urmare, că ceea ce nu a fost încă explicat nu va fi explicat niciodată. Atunci când un om de știință întâlnește o anomalie în natură, el nu renunță la a continua să o exploreze din punct de vedere științific. Din potrivă, el folosește ceea ce este inexplicabil ca o motivație pentru a găsi o explicație. Niciun om de știință adevărat nu își pune mâinile în cap de disperare pentru că pur și simplu nu poate explica un anumit fenomen. El continuă să facă cercetări cu, speranța, cu o speranță încrezătoare că se va găsi un răspuns. Și istoria științei arată că munca ei credincioasă a fost răsplătită în repetate rânduri. Oamenii de știință, de exemplu, cândva nu aveau nicio explicație naturală pentru meteoriți, eclipse, tornade, uragane și cutremure. În urmă, doar cu câteva decade, aceștia nu știau cum de bondarul poate zbura. Toate aceste mistere și-au cedat secretele în fața necruțătoarei răbdări a științei. Încă nu știm cum poate crește viața pe ventilele hidrotermice din adâncurile mării. Dar niciun om de știință pentru faptul că nu poate oferi o explicație nu decretează că este o contradicție sau este o eroare. În mod similar, cercetătorii creștini abordează Biblia cu aceeași prezumție că ceea ce este până acum inexplicabil nu este, prin urmare, inexplicabil. El sau ea nu asumă că discrepanțele sunt contradicții. Și atunci când întâlnește ceva pentru care nu are nicio explicație, Continuă pur și simplu să facă cercetări, crezând că în cele din urmă se va găsi una. De fapt, dacă ar presupune contrariul, ar încerca să mai studieze. De ce să urmărești un răspuns atunci când se presupune că nu există niciunul? La fel ca omologul său științific, studentul biblic de-a lungul istoriei critici textuale și nu numai, a fost răsplătit pentru credincioșia și cu care a cercetat lucrurile. Multe dintre dificultățile pentru care cercetătorii altădată nu aveau niciun răspuns au cedat în fața urmăririi neobosite a adevărului de-a lungul istoriei, arheologiei, lingvisticii și alte discipline. De exemplu, criticii au presupus cândva că Moise nu ar fi putut scrie primele cinci cărți ale Bibliei, deoarece în acea vreme nu exista scrisul. Acum știm că scrisul există cu câteva mii de ani în urmă, probabil mult înainte de Moise. De asemenea, criticii au crezut cândva că Biblia greșea atunci când vorbea despre poporul hitit, deoarece aceștia erau total necunoscuți istori istoricilor. Acum, toți istoricii știu de existența lor prin intermediul bibliotecii lor care a fost găsit în Turcia. Acest lucru ne dă încredere să credem că dificultățile biblice care nu au fost încă explicate au explicație și că nu trebuie să presupunem că există o greșeală în Biblie. De aceea cred ceea ce cred.